Am primit întrebarea de ce atrag partenerul nepotrivit în viața mea. Când din copilăria mică am fost obișnuită să numesc iubire toate simptomele date de reacția corpului la stres, atunci creierul meu nu mai știe să interpreteze o relaționare de iubire reală, cum ar fi firesc, ca pe ceva sănătos și hrănitor. Când întâlnesc pe cineva care nu mă face să mă simt că trebuie să-l urmăresc permanent sau că trebuie să-i câștig dragostea, că altfel nu o merit, când întâlnesc pe cineva care nu joacă jocurile puterii și ale manipulării, care nu-mi creează anxietate fiind prezent în relație pentru 2 zile și apoi fugind în alte activități pentru o săptămână, atunci când toate astea cu care m-am obișnuit din copilărie nu se întâmplă, eu nu mai simt că ar fi de fapt vorba de dragoste acolo, nu mai percep pasiunea, fluturi în stomac sau orice alt fel în care consider eu că trebuie să manifeste dragul. Ca să ajung să pot primi ce are partenerul potrivit cu adevărat să-mi ofere, se cere să ajung să consider că eu merit să fiu văzută, auzită, iubită. Merit să am un loc în care să mă simt în siguranță, o relație în care partenerul rămâne prezent cu mine chiar și când nu suntem de acord și că dragostea celuilalt vine pentru cine sunt eu, fără să fie nevoie să-mi demonstrez permanent valoarea în ochii săi. Evident că asta presupune să-mi cunosc valoarea cu adevărat, să nu aștept să mă valorizeze altcineva din exterior. Dacă nu reușești să faci singur toate transformările acestea și dorești susținerea mea, scrie-mi în privat să căutăm soluții împreună. Sunt Elena Paula Chiubei și te susțin să-ți creezi corpul și viața pe care le dorești.